Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la ediția din această seară a emisiunii Local TV. Avem doi invitații în studioul de emisie. Este vorba de domnul Eduard Berca, președintele Partidului Democrat Liberal Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Salut, bine v-am găsit! Domnul Virgil Drăgușin, purtătorul de cuvânt Partidul Național Liberal Gorj. Spun bine, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Da! Mai multe subiecte de actualitate. Vrem să discutăm cu dumneavoastră în această emisiune, emisiune pentru începutul săptămânii. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Drăgușin. Foarte multe discuții, foarte multe zvonuri în ceea ce privește postul de consilier local, rămas vacant în Consiliul Local Târgu Jiu. Liberalii, PSD-iștii, cine? Doamna Gapșa, sigur, e, probabil sunt așa multe opinii generate probabil și de vara fierbinte. Suntem acum în ultima săptămână a verii, urmează toamna și cred că lucrurile se vor așeza. Din nefericire a rămas un post de consilier a devenit vacant printr-un eveniment tragic. Da. Sigur, pornind de la locul rămas vacant, cred că într-o perioadă foarte scurtă de la decesul domnului Blăjean au început să apară tot felul de ipoteze, sigur alimentate de opinii mai mult sau mai puțin avizate de o parte sau de alta. Cred că, ca să concluzionez înainte de a descrie tot ceea ce s-a întâmplat, esența a spus-o public președintele filialei Gorj a Partidului Național Liberal pe un post de radio local la sfârșitul săptămânii trecută, când a precizat că numărul de consilieri cu care s-a intrat în Consiliul Local în urma alegerilor locale, atât din partea PNL cât și a PSD, s-a negociat și acela este numărul pe care l-au fiecare. În consecință, postul devenit vacant în urma decesului unui consilier PSD revine tot unui membru al Partidului Social Democrat. Este problema dumnealor care este acela. Sigur, discuția se personalizează către primul aflat pe listă. Deci nu cred că și-ar rostul să se mai poartă discuții suplimentare. Sigur, vor trebui identificate soluții tehnice din punct de vedere legal, pentru că următorul consilier din partea PSD aflat pe listele USL se află după alte trei poziții, două ocupate de liberal, de două doamne, o domnișoară și o doamnă din Partidul Național Liberal și o doamnă din Partidul Conservator. Și vor trebui identificate, găsite soluții tehnice, amiabile, astfel încât să poată fi dat girul pentru consilierul din partea PSD, astfel încât să se respecte atât prevederile legii 215 și, sigur, aceeași structură a Consiliului Local rezultată în urma alegerilor. Deci vom avea în Consiliul Local Târgu Jiu un consilier de la PSD, tot de la PSD, da? Sigur, Partidul Social Democrat pe lista USL a intrat cu un număr de consilieri în absolut toate consiliile locale unde am înregistrat situații de acest gen în perioada scursă de anul trecut de la alegeri locale și până în prezent, din diverse motive, unde fie s-au retras consilierii, fie au intrat într-o anumită stare de incompatibilitate sau partidul a retras sprijinul politic, s-a procedat în mod similar. Nu cred că este nevoie ca în acest moment, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, să se creeze un asemenea precedent din partea partidelor ce compun Uniunea Social Liberal, pentru că în orice altă situație, începând din acest moment, în orice altă localitate am înregistrat fenomene asemănătoare, am da naștere unei avalanșe de, să zic, de modificare ale structurii Consiliilor Locale și nu este firesc. La fel am văzut informații legate de o posibilă demisie a domnului Giurgi. Nu s-a discutat nimic despre acest lucru. Biroul politic județean, biroul politic teritorial, ca să spun denumirea exactă din statut, nu s-a întrunit, nu s-a luat vreo decizie în acest sens, se avansează tot felul de discuții, de ipoteze, fără ca o decizie politică să fie luată în acest sens. Domnul Gabriel George este în acest moment membru al Partidului Național Liberal, membru în biroul politic județean, este consilier din partea PNL pe listele USL la Consiliul Local Târgu Jiu și, așa cum toată lumea știe, este directorul Minprescu, susținerea Partidului Național Liberal. Și este vreo problemă aici? Nu este niciun fel, absolut niciun fel de problemă, nici măcar de incompatibilitate, așa cum încercau unii să direcționeze discuția. Nu este absolut niciun fel de problemă. Este foarte adevărat că în situații similare și exemplul cel mai concludent este momentul în care un alt coleg de partid, domnul Cosmin Ceaușescu, consilier județean și a fost numit anul trecut director al exploatării miniere de carieră Jilț, a renunțat tocmai din aceste motive la poziția de consilier județean.
Sunt anumite precedente, au fost discuții înainte de întocmirea listelor sau tuturor categoriilor de liste de candidați, în care Biroul Politic Județean a luat decizia ca un membru al său să fie susținut pentru o anumită poziție, pentru că nu pot fi același membru susținut în toate pozițiile. Dar, v-am spus, nu s-a luat niciun fel de decizie. În acest sens, orice altă discuție, orice altă divagație pe această temă este nefondată până nu Biroul Județean nu va lua o decizie în acest sens, sigur, sau poate domnul George din proprie inițiativă. Am înțeles. Dacă au colegii pregătit materialul, o să urmărim împreună declarația doamnei Mădălina Ciolocoi, președinta Organizației de Femei PNL Gorj. Pe scurt, Partidul Național Liberal respectă atât legea administrației publice locale, cât și protocolul Uniunii Social Liberale. Acolo unde se spune că dacă iese un membru PSD, intră un membru PSD, iese un PNL, intră un PNL. În ședința de birou politic municipal s-a luat în calcul și acest protocol, dar s-a luat în calcul și protocolul intern, acel protocol de onoare, cum am spus eu, prin care membrii Partidului Național Liberal au spus și au căzut de acord cu toții ca un membru să nu ocupe simultan aceeași funcție. Pentru aceeași funcție, să ocupe două funcții, pentru că pot apărea incompatibilități, pot apărea, eu știu, sincope de funcționare a Consiliului Local. Și atunci, în interiorul Partidului Național Liberal, avem un astfel de protocol de onoare, care a fost un protocol nescris, pentru că liberalii cred eu că sunt oameni de onoare și de cuvânt, și acest protocol va fi discutat în cadrul Biroului Politic Județean. La Biroul Politic Municipal s-a constatat situația de fapt și urmează să discutăm în Biroul Politic Județean. Dacă ne uităm și la colegii noștri de alianță, colegii mai mari PSD, am văzut că și la dumnealor, când au ocupat o altă funcție, s-au retras din Consiliul Local sau din Consiliul Județean. Deci, nu este o problemă în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că există un protocol de onoare pe care onoarea ne face să îl respectăm. Mai mult de atât, rămâne să discutăm la Biroul Politic Județean. Oricum, mie ca președinta Organizației Femeilor Liberale de la Gorj, îmi revine sarcina și directă și indirectă, adică sarcina morală, de a-mi susține oamenii, de a-mi susține membrele de partid pentru ocuparea unei funcții politice, care este funcția de consilier local la municipiul Târgu Jiu. Am avut o întâlnire cu Biroul Politic Municipal, am avut o întâlnire cu doamnele, cele două de pe listă, cele două liberale, am discutat, discuțiile vor fi făcute, cunoscute la Biroul Politic Județean, iar președintele partidului, domnul senator Dian Popescu, va merge după aceea și va comunica colegilor noștri de alianță. Deci nu este o problemă în cadrul Partidului Național Liberal. Nu, v-am întrebat pentru că tot mai multe voci și spun că postul va reveni PSD-ului. Nu, este vorba de locul vacant apărut în urma decesului domnului consilier Blejan. Însă, poate că într-adevăr politica se face la rece, dar eu am spus de când au început primele comentarii că a fost un pic prea devreme, măcar în memoria dumnealui puteam să amânăm un pic aceste discuții, pentru că nu erau proiecte care să nu suporte amânare. Dar dacă s-a ajuns aici, este foarte bine, vom discuta, iar copreședinții USL, din ceea ce știu eu, au o relație foarte bună de deschidere totală și atunci vor analiza situația și va fi luată decizia. Dar am spus încă o dată, vă spun și dumneavoastră, protocolul Uniunii Social Liberale și legea administrației publice locale trebuie respectate, pentru că suntem oameni de cuvânt și pentru că am promis ceva cetățenilor, iar în consiliile locale noi trebuie să aducem oameni reprezentativi care să știe toate problemele. De aceea
Probabil că pe cetățenii interesează mai puțin numele consilierilor locali, îi interesează foarte mult ca acești oameni să lucreze în folosul comunității pe care o reprezintă. Mulțumim. Plăcere. Am dus la Ministerul Muncii. Bă, n-am... Protocol de onoare. Ia, spuneți-mi, cum vedeți treaba aceasta? Protocolul de onoare, cum este? Sigur, e binevenită întrebarea noastră, dar dați-mi voie să nu comentez. Protocolul e protocol, este o înțelegere scrisă între două părți ca rezultat a unor discuții, onoarea e cu totul altceva. Deci ce a vrut să spună doamna Ciolăcui? Sigur, va încerca probabil să facă, să formuleze metaforic ceea ce înseamnă înțelegerea în cadrul Uniunii Social-Liberale. Cred că mai degrabă ar trebui dumneai întrebată ce a vrut să spună cu acest lucru. V-am spus încă de la început. A spus că există acest protocol de onoare, chiar dacă nu este scris, ar trebui respectat. Adică, un cuvânt, odată spus, trebuie respectat. Cam asta am înțeles eu. Deci v-am precizat încă de la început, care sunt datele problemei. Senatorul Dian Popescu, președintele filialei Gorj, Partidul Național Liberal, a lămurit și are calitatea prin prisma faptului că este președinte al filialei și copreședinte USL să spună cuvântul și punctul de vedere în această situație. V-am precizat că în absolut toate consiliile locale unde s-au înregistrat situații de acest gen a fost respectată structura rezultată în urma alegerilor în ceea ce privește partidele, componente ale Uniunii Social-Liberale. În consecință și la nivelul consiliului local acest lucru va fi respectat. N-am înțeles. Domnule Berca, am primit astăzi un comunicat de presă conform căruia membrii biroului permanent județean al PDL Gorj au decis prin vot în unanimitate dizolvarea biroului permanent local interimar Târgu Cărbunești. Ce se întâmplă? Sau ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că de la numirea sa în funcția de președinte interimar al organizației Târgu Cărbunești, domnul Fugaru, în afară de a fi prezent aproape în permanență pe mijloacele de mass media, nu a uitat să facă ceea ce era îndirtuit să facă și ceea ce trebuia să facă, pentru că Partidul Democrat Liberal și a mobilizat activul în sensul reorganizării. Deci avem acele secții, organizații ale secțiilor de vot, de votare, care trebuie reașezate, regândite, machetate din toate punctele de vedere, aduși oameni noi, recrutați, stat de vorbă cu electoratul și venit practic, așa cum spuneam și acum câteva luni, la firul ierbii. Faptul că pe dânsul a interesat mai mult, eu știu, activitatea asta de marketing decât activitatea pur și simplu de activist de partid, a generat oarecare întârziere în depunerea documentelor către biroul permanent județean și dovadă că la momentul scadenței nu a avut nimic de spus și de prezentat. Le-am luat act de lucrul ăsta și am făcut ceea ce vi s-a adus și noastră la cunoștință. Da, a fost o propunere, s-a votat, toată lumea a fost de acord cu dizolvarea organizației de la Cărbunești, reașezarea ei cu un alt președinte interimar. Și un lucru pur și simplu normal. Da, mai sunt și alte probleme în alte organizații de genul acesta. Bine, vedeți dumneavoastră, din martie noi am avut 47 de organizații la nivelul județului dizolvate. Da. La nivelul Târgu Jiului, să zic, sunt 55 de organizații de secție la fel. Probleme de genul, eu știu, sunt inerente pentru că ne dorim să găsim soluțiile cele mai bune. Ne găsim să găsim acei lideri care cu adevărat pot să vină către noi și noi către dânsii și să fim în consonanță vis-a-vis de obiectivele pe care le ne propunem în anii următori. Concret, în niciuna dintre organizații în acest moment, să zic, nu sunt situații de genul celei de la Târgu Cărbunești. Practic, să zicem, eu știu, suntem undeva cu organizațiile la un procent global de 60-70-80% o medie. Știu eu, până prin septembrie ne dorim să terminăm reorganizarea și să venim cu o structură clară, o structură stabilă, generată de alegeri. Dar în tot acest timp ați încercat să stați de vorbă cu domnul Fugaru, să-i atrageți atenția, să-i spuneți că trebuie să-și facă treaba acolo la Târgu Cărbunești? Păi nu trebuie să stăm cu domnul Fugaru. Domnul Fugaru e membru de partid. Mai mult decât atât a fost în trecut și membru al biroului permanent județean. El știe bine statutul. Știe foarte bine ce are de făcut și ce n-are de făcut.
Domnul Fugaru nu e un copil pe care să-l tragi de mână și să-i spui, na Ioane, vezi că nu faci bine. Da, deci este matur, este de capul lui, să spun așa, dacă face, eu știu, afirmații care n-au niciun suport, e treaba lui, dar în niciun caz nu trebuie să-i atragem noi atenția, mai mult decât atât, el a fost sancționat, știți bine, a avut o sancțiune datorită și lor. Eu știu, este un om care a ales calea asta, probabil mass media îl atrage mai mult decât munca de teren. Da, eu știu, poate își dorește să vă concureze, să-și facă o emisiune, ceva. Bine, eu nu avansez nimic, dar e o presupunere. Așa cum... Deci niciun caz nu suntem noi datori să atragem material, adică cum să spun, să-l îndrumăm. Deci v-am spus, are la dispoziție tot materialul necesar, regulamente, statut. Trebuie doar să le respecte și atât. Și să facă ceea ce s-a angajat că face atâta vreme cât a fost numit președinte interimar al organizației. Am înțeles. Deci pur și simplu nu a respectat anumite reguli. Fără discuție, sigur. Deci nu mai e. Cazul Fugaru pentru mine personal este un caz consumat. E opțiunea lui care va fi viitorul său politic alături de noi în PDL. Deci din punctul meu de vedere, Ion Fugaru nu mai înseamnă nimic pentru, eu știu, organizație ca și subiect de presă. Deci, practic, noi am făcut ceea ce este regulamentar, statutar. Nu am înțeles. Absolut nimic altceva. Domnule Drăgușin, aveți mai multe acțiuni organizate la nivel național la sfârșitul acestei săptămâni? Sau, mă rog, miercuri, joi, vineri? Da, sigur, ne aflăm în perioada de sfârșit de vacanță parlamentară, de perioada premergătoare începerii noi sesiuni parlamentare care debutează cu începând de săptămâna viitoare, cu 2 septembrie, și în mod absolut normal, firesc, înainte de începerea oricărei sesiuni parlamentare, structurile politice, grupurile parlamentare trebuie să stabilească pașii pe care i-au de făcut în perioada următoarei sesiuni parlamentare, deciziile politice majore ce trebuie să adoptate, pozițiile partidului în această perioadă și, sigur, pentru astfel încât fie ca membrii ai guvernului sau parlamentarii să se manifeste în consonanță cu dorința partidului, este nevoie ca structurile interne de partid să fie convocate, să ia deciziile în consecință, astfel că la sfârșitul acestei săptămâni, concomitent cu școala de vară a Tineretului Liberal care se desfășoară la Mamaia, se va reuni biroul politic național, Partidul Național Liberal, delegația permanentă, grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal. Acțiunea este dublată și de faptul că Partidul Social Democrat, ceilalți colegi de alianță, în mod similar, în aceeași locație și au forurile lor de conducere proprii, grupurile parlamentare. Acțiuni politice care se vor finaliza cu o manifestare reunită a Tineretului Național Liberal și Partidul Social Democrat în municipiul Constanța din 30 august, din câte știu eu, sper să nu greșesc data. Vor fi discutate și nemulțumirile din USL, nemulțumiri mai mult în teritoriu acolo? Sigur, în cadrul Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal sau în cadrul delegației permanente, fiecare dintre reprezentanții organizațiilor, începând de la președinții de filiale județene, la care sunt membri ai delegației Biroului Politic Național, de la parlamentari, președinți de consilii județene, vicepreședinți de consilii județene, primari de municipii care fac parte din delegația permanentă, sigur, fiecare dintre aceștia își vor aduce opiniile, își vor manifesta dorințele în ceea ce privește, sigur, scopurile lor politice pe care le au în teritoriu, obiectivele pe care le au de îndeplinit, necesarul de resurse și, sigur, modul în care se conlucrează în cadrul Uniunii Social Liberale. Au fost mai multe reacții, domnule Drăgușin, după declarația domnului președinte Ion Călinu, mai multe reacții din partea primarilor liberale, a președinților de organizații, unii destul de supărați. Discutam zilele trecute cu primarul din Urdari, liberal, de asemenea, destul de supărat și dânsul, și primarul de la Bălteni și de la Târgu Cărbunești și dumneavoastră. Da, am văzut acele declarații și reacția colegilor de partid și declarațiile date pe site-ul pe surse.ro de către domnul președinte Călinoiu. Sigur, eu vreau să
consider o declarație nefericită sau nepotrivită în acel moment. Și sigur, după aceea, dumnealui a revenit și a făcut precizările de rigoare. Și sigur, cel mai mult contează poziția președintelui Partidului Social-Democrat, a domnului Florin Cârciumar, dar cel mai important este poziția pe care o are președintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, care în nenumărate rânduri și cu, când au apărut tot felul de speculații vis-a-vis de o posibilă candidatura sa, de o posibilă rupere a Uniunii Social-Liberale în sensul că nu va fi Crin Antonescu candidat și că va fi a prezidat atâtea în nenumărate rânduri că Uniunea Social-Liberală își va respecta angajamentul, deciziile luate în, în urma congreselor care au avut loc în 7 aprilie 2012 și își respectă cuvântul dat. Sigur, poate colegii și pe bună dreptate s-au simțit deranjați și au reacționat în consecință, pentru că în toamna anului 2012, în cadrul alegerilor parlamentare, nu cred că dumneavoastră vă amintiți, telespectatorii, alegătorii sau cineva ca vreun membru al Partidului Național Liberal să fi și exprimat vreo poziție contrară intereselor social-liberale în campania electorală. Și Partidul Național Liberal s-a dovedit a fi în, și în acea perioadă un partener loial și sigur a participat cu toate resursele sale umane și de logistică în ce a însemnat campaniile electorale precedente și a susținut fără echivoc și candidații Unii Social Liberale care proveneau din Partidul Social Democrat. Sunt liberali goșeni care se consideră neîndreptățiți de alianța aceasta. Doamna Gapșan, orice construcție politică în care vin partide diferite, mai ales că sunt partide cu doctrine politice diferite, nemulțumirile apar, pentru că dintr-o dată orice partid își croiește strategia, tactica, astfel încât să fie principalul actor al unei guvernări. În momentul în care constați că trebuie să împarți, vrând nevrând, și este absolut normal și firesc în baza unor înțelegeri, guvernarea, decizia și cu alt partid, apar și aceste nemulțumiri. Cred că o mai bună comunicare în interiorul structurilor noastre de partid, o explicitare foarte clară a modului în care s-au luat unele decizii sau altele, motivarea, justificarea acestora ar duce la atenuarea nemulțumirilor sau, dacă veți, o înțelege clară tot ce s-a întâmplat. Sunt lucruri care fac parte dintr-o conviețuire într-o alianță politică și trebuie să, sigur, chiar dacă nu ne convins, să le acceptăm, pentru că altfel nu vom reuși niciodată să realizăm ceea ce ne-am propus. Ce ziceți, domnule Berca, sunteți de acord cu domnul Drăgușin? Păi eu știu. Păi nu știu. În măsura în care de un an jumate toate măsurile economice sunt de sorginte socialistă, nu știu cât de comozi sunt liberalii în această construcție. Vă referiți la scăderea taxei pe valoare adăugată la pâine, bănuiesc? Nu mă refer la asta. Mă refer la cele 28 de taxe, mă refer la sau, reducerea... Mă rog, iertați-mă, sau credeți că e o măsură de dreapta inițiativa domnului Popovici de a organiza mis... O măsură de dreapta ar fi reducerea impozitului de la 12%, ca și aceea pe care domnul Năstase o critica vehement în 2004 sau 2005 și spunea că nu e sustenabilă. La ce ți-am zis? Da, deci ce se întâmplă în momentul de față sunt foarte clare măsuri de sorginte socialistă, de sorginte de stânga. Nu văd niciun fel de influență în alianță și mai ales în guvernare a Partidului Național Liberal. Deci o decizie să fie economică de natură liberală, pur liberală, care să încurajeze inițiativa. Mai mult decât atâta, eu simt, vin din mediul ăsta privat, și efectiv simțim de pe zi pe alta apăsarea asta a taxelor, a lipsei de orientare, de predictibilitate. Codul fiscal a fost schimbat de nu știu câte zeci de ori, mai după acum vin iar taxe noi cu 1 septembrie și așa mai departe. Reduceri de alocații, copiii care fac naveta vor primi mai puțin bani sau practic nu știu dacă vor mai primi, că n-au primit de 6 luni. Deci până la urmă nu văd și Brânză a făcut Partidul Național Liberal de un an jumate ca și doctrină. Păi, ca și... la început. Păi le da. Dăm o șansă, nu? 2 ani. 3. Câți? Păi ne apucă 2016 și facem alegeri. Deci, domnul Berca, vă precizez că de la 1 septembrie nu vor intra în vigoare niciun fel de taxă, ci din potrivă, singura care se modifică... Crește este, acciza la țuică, domnul. Este taxa pe valoare adăugată care deci, scade la pâine. Deci, explicați-le că suntem toți de la țară.
explicați-le celor care locuiesc în mediul rural că o să plătească 26 de lei acciză pe litru de frică. Deci nu am văzut în codul fiscal în momentul de față. Eu am văzut, sunt actul normativ, domnul. De la 1 septembrie. Dar dumneavoastră sunteți un tip pragmatic și lucrați pe documente. Deci nu există niciun act normativ care să stipuleze acest lucru. Da. Păi nu, că deocamdată mergeți doar pe declarații, probabil, se pregătesc. Dar stați puțin, cum este cu taxa aceasta pe țuică? Deci atât timp că nu există... Nu, deci se mărește acciza cu 50 de euro pe hectolitru de alcool. Sunt măsurile fiscale pregătite deja, l-a anunțat ministrul Chițoi, o să schimbe codul fiscal. Este vorba de creșterea accizelor la alcoolul pur. Păi da! Începând cu 1 ianuarie. Eu știu de 1 septembrie. Deci haideți să vedem. De la alcoolul pur transferat la... Haideți să vedem ce se întâmplă de la 1 septembrie. Atâta, bun. Să vedem cine are dreptate, eu sau nu asta. Da, să vedem cine are dreptate dacă li se taie subvențiile la transport pentru copii, elevi și așa. Vorbiți de decontarea navetei, nu? Sigur. Se deci, va întâmpla treaba aceasta? Ce știți, domnule Drăgușin? Nu am niciun păi este un proiect de hotărâre de guvern care este deja pe masă, bă, ce Dumnezeu, haideți, nu mai mințiți. Domnul Berca, care proiect este pe masă? Ăla care limitează la 26 plus un leu pe domnul Drăgușin. Deci, da. Încă o dată, eu știu că face Victor Ponta lucrul ăsta, că azi, dar zice, nu va fi nimic. La nivel de politică, de declarație, așa, nu va fi nimic, nu vom crește taxe, numai. Și mâine, poimine, miniștrii așa, le bagă pe sub preș pe acolo hotările astea de majorări de taxe. Sunt 28 de taxe majorate în anul ăsta. Domnul Bărcan, deciziile nu se iau de către miniștri. Taxele nu se promovează prin hotărâre de guvern. Majorate deci, de prin modificarea codului fiscal. Și actul normativ eventual este ordonanță de urgență. Prin ordonanță de urgență și modificarea codului. S-au modificat. Da, scad subvenții. Avem, unde mai avem investiții în derulare în momentul de față? Dacă ne referim la infrastructură, păi, și asta. Vă dați seama, nu puteam continua cu parcul în pădure ale doamnei Udrea? Da. Sau cu terenul puteam continua cu niște autostrăzi, cu niște drumuri, cu asfaltări. Nu cu blocarea lor. Începând cu noiembrie 2011... Ca să refacem licitațiile așa cum vă doriți noastră acum. Domnul Berca, începând cu anul 2011, sfârșitul anului 2011, România a avut blocate 5 programe operaționale. În timpul guvernului Boc. Și știți care au fost motivele în care s-au blocat aceste programe. Cred că nu trebuie să vi le reamintesc eu. Le-a identificat foarte clar Comisia Europeană și au trebuit depuse eforturi susținute pentru a fi deblocate aceste proiecte, aceste programe de finanțare, astfel încât în luna iunie 2013 s-a reușit de către guvernul Ponta. Și de ce pe 2012 nu ați prevăzut astfel de fonduri în care se referă strict la investiții? Deci, practic, ați modificat. Domnul Berca, la ceea ce v-ați referat, de haide să nu schimbăm pentru subiectul. Pentru că alea sunt automat legate și de cofinanțarea din partea guvernului. Tot ceea ce însemna finanțare pe programele operaționale, POSDRU, programul operațional de mediu, programul operațional de transport. Așa. Și acele proiecte care nu s-au realizat, acele autostrăzi de care dumneavoastră faceți vorbire, au fost stopate de la finanțare pentru că au fost identificate în reguli în finanțare, în decontare, în licitațiile realizate în timpul guvernării PDL. Și știți foarte bine, nu cred că guvernul Ponta v-a spus că au fost stopate, a spus Comisia Europeană că sunt stopate acele programe. Și abia în anul 2013 s-a reușit care deblocarea lor. Erau în derulare și care trebuiau continuate, deci practic trebuia continuată depunerea de documentație, care s-a reluat într-adevăr când a spus noastră. În noiembrie, în decembrie. Da, deci nu trebuiau reluate, practic. Nu trebuia să se întrerupă această activitate de depunere de documente, de evaluare și așa mai departe, de monitorizare, după ce s-a predat puterea. E, ori s-a întâmplat lucrul ăsta, toate proiectele au fost stopate din motive de subiective, absolut subiective, din motive absolut subiective, pentru că programele au fost oprite de la finanțare. A fost oprită de la finanțare din anumite considerente. Da. Pentru că trebuiau continuate depunerile de documente, monitorizările activităților și așa mai departe. Care n-au mai avut cine să le facă. Că domnul Ponta și guvernul era pe televizor. Nu la televizor. Trebuie să recunoașteți, domnule Berca, e și o treabă bună. Reducerea TVA la pâine. Eu sunt de acord, dar mi-aș dori din tot sufletul să văd că franzala de 300 de grame scade sub un leu. Deci, va fi mai bună, să vedem. Va avea o calitate mai bună. Așa s-a spus. Bun, păi și ce, acum nu-i bună? Mie îmi place franzala de un leu. Deci mi-aș dori din tot sufletul să văd într-adevăr că această reducere a TVA-ului cu 7-8% cu 15% e, se reflectă în prețul pâinii.
Pentru că, deci cum să spun, nu cred că pe omul de rând, da? Deci oamenii de rând care mănâncă acea pâine, domnul interesează... Domnul Berca, ne cerem scuze față de cetățeni că n-am reușit ca dumneavoastră să o ducem de la 19 la 24%. Ce anume? Taxa pe valoare adăugată. Da, domnul Drăgușin, dar asta a fost singura taxă majorată de guvernul PDL. În toată guvernarea sa. Și cea mai importantă? Toată, una singură. Și cea mai importantă? Una singură în contextul în care s-a păstrat cota unică pe care dumneavoastră dorea să o ducem în copaci. Deci știți foarte bine că acum impozitarea muncii în România este cea mai greoa, cea mai opresivă din Europa. Deci impozitarea muncii și impozitarea în general a activității păi productive. Sunt aceleași valori de impozitare pe care le-ați avut în timpul guvernării. Mă îndoiesc. Nu au crescut absolut nimic. Da. Păi nu, că s-au băgat la chirit, haideți că... Avem tot felul de activități care suportă CSE acum, da? Chiriile, depozitele și așa mai departe. Domnul Berca, absolut. Nu sunt introduse în acest moment niciun fel de contribuție la asigurări sociale de sănătate la aceste venite. Stați pe să care vedem modificările codului fiscal și codului și legii CSE, da? Haideți să le vedem, că sunt, din câte știu și eu și știți noastră foarte bine, sunt creionate și urmează să fie aplicate. Un subiect fierbinte pentru primarii din Gorj, este mult așteptată rectificare. Foarte multe datorii au probleme, se gândesc ce se întâmplă cu salariile în perioada imediat următoare. Aș vrea să vă întreb, domnule Drăgușin, cum ați comentat declarația primarului de la Jupânești, domnul Petre Gușiță? Spunea că de 5 ani, la dânsul, rectificarea e tot pe zero, tot pe zero. Mai mult nu primește. Da. Nu primește nimic. Este foarte greu să comentez eu, pentru că nu știu ce structură de buget are primăria Jupânești și dacă bugetul în forma inițială a fost suficient astfel încât să se asigure finanțarea și desfășurarea normală a activității pe parcursul unui întreg an bugetar. Sigur, poate dumneavoastră are dreptate, nu a primit nimic la rectificare, dar probabil că ar trebui să identifice din ce motive nu primește și sigur să-i dea explicații cei îndreptățiți sau cei responsabili cu distribuirea acestor resurse. Sau, sigur, deși mi-e greu să cred că pe cuprinsul localității Jupânești se pot asigura resurse proprii suficiente astfel încât să nu aibă nevoie. Pentru că totuși este o comunitate destul de mică și fără activități economice. Și fără activități economice și cu siguranță se impune ajustarea bugetului sau veniturilor locale cu surse suplimentare din bugetul Consiliului, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată de la Consiliul Județean. Dar, sigur, dumnealui trebuie să facă demersurile instituționale de rigoare către instituții de abilitate și să justifice necesitatea și oportunitatea alocării de sume suplimentare. Domnule Berca, dumneavoastră cum vedeți această rectificare? Cum ar trebui făcută? În funcție de ce există, ce posibilități sunt. Deci n-ai de unde să dai dacă nu ai. Dar gândiți-vă foarte, deci simplu, la nivelul județului Gorj sunt câteva sute mii de șomeri. Asta înseamnă că nivelul veniturilor colectate din impozitele pe venit a scăzut. Da? Deci la toate, sau în special acolo unde au fost oameni disponibilizați, cotele defalcate care revin primărilor din acest impozit pe venit vor scădea, deci practic automat generează rectificări în minus. Da, volumul vânzărilor de câteva luni de zile este în declin, da? Deci puterea de cumpărare a românii a scăzut, coșul zilnic a scăzut, automat TVA nu se mai colectează la nivelul acela și cota defalcată din TVA la nivelul localităților sau al firmelor de declarate pe acele va scădea. Deci doar dacă se întâmplă ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple, să crească taxe sau să apară taxe noi, taxe pe lux, pe viciu, pe ciofi. Da? Și practic asta este și intenția actualului guvern, să mărească taxele, să reducă subvențiile sau plățile astea compensatorii ca să poată să echilibreze cât de cât bugetul pe anul ăsta. Dar în mod clar, primăriile nu au cum să primească, să zicem, sume la nivelul anului trecut sau anilor trecuți, pentru că nu au de unde. Da? Deci economia românească, chiar dacă are pe baza anului agricol foarte bun, care a fost anul 2013,
a cunoscut o evoluție pozitivă, inflația a scăzut de la un maxim istoric de 5,46% în iunie, iulie. Da, deci, da, uite ce se întâmplă, altă prostie. Că prețurile la noi, la cereale, au scăzut fantastic în comparație cu Uniunea Europeană. Deci, sincer, deci, fermierii se plâng, pe lângă faptul că nu avem capacități de la nivel național de stocare, se plâng de prețurile pur și simplu penibile, să zicem așa, la grâu, la porumb, care până la urmă, nu respectă. E tot în pierdere. Nu respectă. Deci intră speculanții, eu știu ce se întâmplă, Doamne iartă. Și nu știu, apropo de spuneam de TVA-ul la pâine, nu știu în ce măsură, dacă nu s-ar face o taxare inversă, în ce măsură scăderea prețului va fi una care să genereze într-adevăr satisfacție pentru clienți. Da, deci practic să anulăm efectele evaziunii fiscale. Ce așteptări aveți la noul ministru al transporturilor? Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, 2 minute cred că. Domnule Berca și apoi dumneavoastră. Păi da, la care din ei? Europarlamentarul care a depus jurământul astăzi la... A depus jurământul, scuze, am fost... Da, la ora 15 am încercat. Da, eram la serviciu. Da, n-am aflat că doamna... Nu, și eu am fost la serviciu, nu am fost invitat la depunerea jurământului. Nu, nici eu, dar v-am spus, nu a fost pe ordinea zilei să mă... Da, după 2 tentative eșuate, o avem pe doamna Ramona Mănescu. Am văzut ieri parcă o chestie, că nu știu. Au fost câteva răspunsuri genul, nu știu. Eu, părerea mea că e o numire în pripă. Ministerul Transportului e un minister greu. E un minister tehnic. Un minister care presupune abilități, nu știu dacă juridice în primul rând. Sau o pregătire juridică. Ar presupune abilități de organizator, de coordonator, de manager undeva într-un sistem care să fie condus măcar un colectiv. Da, ca aceea dai de lucru la bine, practic interacționezi cu tot felul mă gândesc la zona noastră, zona privată, tot felul de măsuri, de acte normative care produc efecte. Nu știu, eu nu pot să mă pronunț pentru că, încă o dată, nu văd logică o astfel de numire a unui deci jurist. O numire în pripă, da? Domnul eu așa Drăgușin, spun, da. Deci nu mă așteptam să aibă alte considerente. Colegul meu de platoare, domnul Berca, referitor la noul ministru al transporturilor, vreau să spun că, în primul rând, m-a bucurat nominalizarea Ramonei Mănescu la Ministerul Transporturilor, să facă parte, în primul rând, din guvern. Este o persoană care face parte din generația mea în Partidul Național Liberal. Am cunoscut-o sau o cunosc din urmă cu 20 de ani și pe ea și pe soțul său, când activam în rândul Tineretului Național Liberal. O persoană cu destul de mult dinamism în tot ceea ce face, cu personalitate. Încă din rândul Tineretului Național Liberal a avut diverse responsabilități pe relațiile internaționale ale Partidului Național Liberal. Are expertiza unui europarlamentar de 6 ani de zile, deci aproape două mandate duse la capăt. Și vicepreședinte al Partidului Liberal European. În ceea ce privește expertiza căpătată acolo în relațiile cu tot ceea ce înseamnă structurile europene, Parlamentul European, Comisia Europeană și multe alte entități la nivelul Uniunii Europene cu care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va interacționa în mod direct, doamna Ramona Mănescu cunoaște pe deplin ceea ce trebuie să facă. Și aștept de la dumneavoastră să nu dezamăgească, să aibă aceeași prestație pe care a avut-o și în calitate de europarlamentar. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Pot să spun și o glumă apropo de o chestie de genul ăsta? Într-un minut. Când m-am angajat în transportul, aveam un șef de coloană care nu prea avea experiență și vine un muncitor și cere o cutie de viteză. Și omul lucrând mai mult la birou zice, se aprobă 1-2 cutie de viteză. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple același lucru cu Ramona Mănescu, să aprobă jumătate de avion sau de... Nu știu, de coloană, de tir. Na, în sfârșit. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Vă aștept și la o altă ediție a emisiunii. Aș mai fi avut și alte subiecte, nu de alta, dar pe lângă Mișcarea Populară mai avem un alt partid. Alo? Poate... Alo, da. Alo, mulțumesc mult. Domnule Eduard Berca, Partidul Democrat Liberal, domnul Virgil Drăgușin, Partidul Național Liberal. Eu sunt Daniela Gap și vă mulțumesc pentru atenție.